În vara acestui an a expirat contractul pe care societatea furnizoare de servicii de apă și canalizare Edilul CGA l-a avut cu primăria municipiului Câmpulung. Este știut faptul că în urmă cu mai mulți ani, pentru a salva societatea de la intrarea în insolvență, o parte dintre acțiuni au fost cumpărate de către omul de afaceri piteștean Gheorghe Văsâi, cel care are societatea de salubrizare financiar urban. Consiliul Local Câmpulung, care este acționar în cadrul societății, s-a întrunit într-o ședință extraordinară pentru a aproba prelungirea contractului cu încă 3 luni până la finalul lunii decembrie cu societatea furnizoare de servicii de apă și canalizare, administrația locală, care dorește să cumpere pachetul de acțiuni de la omul de afaceri Gheorghe Văsâi, a făcut o evaluare a acțiunilor și a ajuns la un preț de 2 milioane și jumătate de lei. Inițial, omul de afaceri piteștean a avut o ofertă de 3 milioane 300 de mii. În urma discuțiilor, și Gheorghe Văsâi va face o evaluare a acțiunilor, iar vineri, 16 septembrie, conducerea primăriei se va întâlni cu omul de afaceri pentru a avea o nouă rundă de discuții cu cele două rapoarte de evaluare pe masă. Domnul Văsâi, adică centra financiar urban, care are o parte din acțiune de la Edilu, a primit de mai bine de o săptămână raportul de evaluare pe care l-am făcut noi, adică noi, o firmă specializată, prin două modalități de lucru. A ieșit undeva evaluarea la 2 milioane jumate, așa pe rotund, și menționez faptul că înainte era vorba de peste 3 milioane și dânsul a decis să facă și el un raport de evaluare care încă nu l-a primit. A zis că are promisiuni pentru ziua de mâine, aveam un programat întâlnire astăzi și a zis că cel mai sigur pe vine. Deci vine va veni să discutăm cu un raport de valoare pe care îl va prezenta și domnia sa. Dar dânsul a cerut o sumă? Păi. Nu, înainte, că am auzit că sunt pericolă ceva. Păi înainte era vorba de cele peste 3 milioane, cât erau doamna? 3 milioane 300 pe rotund, să zicem, și dânsul așa a zis, mie mi s-a părut corect să facem un raport de evaluare, a ieșit mai jos și deci încolo trebuie să negociem. Săptămâna viitoare va intra în linie dreaptă și negocierea pentru achiziționarea spațiului unde a fost vechea tipografie din Casa de Cultură Tudor Mușatescu. Inițial, proprietarul a cerut 270.000 de euro, în urma evaluării s-a ajuns la 210.000 de euro și negocierile vor continua.